Bună ziua, dragilor, și bun venit la o nouă lecție de geografie. Astăzi discutăm despre grupa sudică a Carpaților Oriental sau Carpații Curburi. Cuprinde depresiunea Brașovului și lanțurile muntoase aflate la sud de aceasta și de pasul Oitus. În această grupă nu întâlnim deloc munți vulcanici, toate lanțurile muntoase fiind alcătuite din roci sedimentare ecutate. Printre aceste lanțuri se numără Munții Vrancei, Munții Penteleu, Munții Poducalului, Munții Siriului, Munții Ciucaș, Munții Baiului și Munții Bârsei. În această zonă, lanțurile muntoase își schimbă orientarea și realizează o curbură, o cotitură pe direcția nord-est-sud-vest. Înălțimile depășesc rar 1700 de metri, cel mai înalt vârf fiind vârful Ciucaș cu 1954 de metri. Munții din această grupă sunt puternic fragmentați, existând multe văi, pasuri și trecători care au facilitat, alături de existența unei largi depresiuni, depresiunea Brașovului, dezvoltarea căilor de comunicații, a transporturilor și a legăturilor între cele trei mari regiuni istorice ale țării: Țara Românească, Moldova și Transilvania. Observăm pe această hartă existența văii Prahovei, a Teleagenului, a Buzăului, a Putnei, pasurile Predeal, Bratocea, Buzău și Oituz. În estul munților Vrancei se află zona cu cea mai mare seismicitate din România. Munții din această grupă sunt acoperiți de pădure de stejar, fag și conifere, în timp ce terenurile din depresiunea Brașovului sunt folosite pentru practicarea agriculturii, în special cereale și cartofi. Sigur că în munții înalți, la peste 1800 de metri, întâlnim etajele subalpin și alpin. Vă propun, dragilor, acum rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Folosind o hartă, un atlas sau manualul, identificați patru ape curgătoare care traversează această grupă, patru așezări urbane aflate în această grupă și patru obiective turistice din această zonă. Atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați să vă abonați la canalele de YouTube Educred Gimnaziu și Lecții Geografie Geography Classes pentru a identifica cele mai bune resurse educaționale deschise. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc sănătate și succes!